știți că e ilegal să spălați mașina în stradă? De ce? Pentru că poluează. Are uleiuri, detergenți și tot așa. Asta se transformă în praf și intră în plămânii mei și ai dumneavoastră. Detergent de care folosești dumneata și uleiurile de pe mașină. Dacă e interzis prin lege, e interzis, asta e. Nu, ce lege? De protecția mediului. Dar știți articolul ăsta? Nu știu articolul. Dar știe garda de mediu și poliția, dacă vă prinde, vă amendează. A trecut poliția când eram în stare de urgență, m-a văzut că... Tot spălați. Și n-a zis nimic. Ciudat. Poate nici ei nu știu. Păi de aia, dacă ei nu știu, eu nici atât. Dar știți că dacă nu cunoști legea, cum răspunzi conform legii? Da, nu stai la discuție cu ăștia. Deci poluează și vă rugăm să nu faceți asta. Păi de pe viitor. Sănătate. Doamne ajută. De astea la spălătorii cum fac? Au filtre. Cine are, dar cine n-are, tot garda de meu de o-i caută.